Stadionul Dunărea din Port a fost gazda unui adevărat spectacol fotbalistic pentru suporterii care au venit în număr mai mare decât de obicei să o vadă pe Dunărea Giurgiu, dar și pe Spicul Izvorul. Cu un plus de ambiție, după ce au pus umărul la detronarea Unirii Izvoarele etapa trecută, învingând-o cu scorul de 1-0, Spicul Izvorul nu a fost un adversar foarte accesibil pentru Dunărea, cel puțin până la finalul jocului. Giurgiuvenii au tremurat la scorul de 3-3, iar izvoranii au prins un moment bun și au egalat, însă Dunărea a reușit să iasă din impas și să câștige în final cu 6-3. Antrenorul oaspeților, Ionuț Budrincă, a fost trimis în tribune după ce a protestat la deciziile arbitrului. Un arbitraj ca ăsta, să dai penalti la o fază care se dădea fault în atac, nicio treabă. Deci au arbitrat cum se arbitrează la Dunărea. La un moment se părea că puteți reveni în joc și chiar să obțineți. Da, am revenit și atunci, în momentul respectiv, domnul Vitan a găsit de cuvință să dea un penalti care nu avea nicio treabă cu... Nici defensiva nu a funcționat astăzi. Nu, am jucat și noi. Am avut 2 accidentați, am avut și capitanul echipei care a jucat cu întors, atacantul Cosat n-a mai putut, a avut o întindere. Nici pentru Gheorghe Țațără nu a fost un meci ușor, antrenorul consumând multă energie la marginea terenului. Un meci mai greu decât mă așteptam. De fapt, de la începutul partidei mă așteptam să fie meci greu, dar e bine că am avut puterea să revenim după egalările alea și golurile care le-am primit, zic eu, pe greșeli personale. Dar ăștia-s copiii la ora asta, mai greșesc, e bine că am reușit să câștigăm. Din punct de vedere al jocului, sunt mulțumit, să zic că sunt mulțumit. Nu 100%, că n-ai cum să zici că ești mulțumit 100% când iei 3 goluri acasă. Altceva? Despre arbitraj? Nu comentez arbitraj. Nu, că n-are rost. Ce spune? Poate el n-a dat penalt sau la fautul nostru. Probabil că n-a văzut. Copilașul ăla de acolo n-a avut curajul să intervine și asta e ce se spune. Atâta se poate. Mugurel Vrabie de 2 ori, Drăghia, Miu și Remuș au înscris pentru Dunărea Giurgiu, iar Mocanu, Buduru și Stănciulescu pentru Spicul.